Bună și bine v-am regăsit! Astăzi avem așa un mic joculeț sau de fapt un trend, pentru că putem să-l numim așa, odată ce mai multe fete de afară fac clipul acesta și l-am văzut destul de des. Chiar mi-am notat și eu la un moment dat niște parfumuri pe care voiam să vi le arăt, dar am uitat de clipul acesta și de curând am primit idei de clipuri, printre care era și acesta. Vă mulțumesc tare mult pentru idei, sunt binevenite întotdeauna pentru că mă ajută și pe mine să știu și ce doriți să vedeți, dar mă ajută și să filmez clipuri atunci când rămân în pană de idei. Am ales branduri de la care am testat sau am în colecție mai multe parfumuri, pentru că nu aș putea să spun că e preferatul meu un parfum, bine, chiar dacă îmi place parfumul, dacă nu am testat și altele. Dar am ales și branduri care să mă ajute să vă recomand parfumuri pentru perioada următoare, pentru perioada aceasta, pentru perioada caldă. Cumva am ales niște branduri de la care prefer niște parfumuri ceva mai fresh. Și haideți să începem, zic eu. O să încep cu Jo Malone. Cred că este singurul, da, este singura casă de nișă din această selecție. Restul sunt parfumuri de designer și am fost mereu între Scarlet Poppy și English Perfume Frisia, un parfum pe care urmează să-l port pentru că îmi place foarte mult în perioada aceasta. Am ales English Perfume Frisia pentru că mi se pare un parfum mai versatil. Bun de purtat și în perioada caldă și în perioada, chiar și în perioada rece, deși el este un parfum ceva mai rece pentru mine. Este un parfum floral. Avem frezie, avem și niște fructe, dar în mare parte este un proaspăt floral, un pic dulce de la fructe și curățel, așa. Este un parfum clean și crocant, aș putea să spun, un pic rece. Este un parfum care mie îmi place foarte mult, pe mine persistă foarte bine, are intensitate, nu e apă chioară, de fapt așa îl văd eu, pentru că unele persoane chiar spun că este un parfum slab. Mie îmi place foarte mult, sunt mulțumită de el din toate punctele de vedere și v-am zis, îmi place că este curat la modul rece, nu este un curat cozy, este un curat fresh, floral, feminin și foarte, foarte plăcut. Deci am ales de la Jo Malone English Perfume Frisia și chiar vi-l recomand pentru perioada următoare. Scarlet Poppy îmi place foarte mult. Poate că îmi place mai mult decât English Perfume Frisia, dar nu simt nevoia oricând să-l port. Este ceva mai sofisticat, este ceva mai elegant, este ceva mai cere uneori așa o ocazie, pe acesta îl văd mai purtabil. Și de aceea zic eu că este preferatul meu, pentru că după el pot să întind mâna oricând. Trecem mai departe și vorbim despre Chloé. De la Chloé îmi place foarte mult Chloé Nomad Eau de Toilette. Am în colecție și Eau de Parfum, acela a fost primul care a intrat în colecția mea, un parfum care mă duce cu gândul la aer curat, la aer de munte, la sat, la câmp, la natură, la vacanță, la vacanță la bunici, chestii de genul ăsta. Dar apoi a intrat în colecția mea acest Chloé Nomad Eau de Toilette, care am observat că îmi place un pic mai mult, pentru că este puțin mai fructat. Celălalt este mai citric, mai pământiu, lemnos. Acesta este ceva mai luminos, este proaspăt și este un pic mai dulce de la fructe. Avem licii, corcodușe și citrice în deschidere, dar are un iz mai fructat. Ambele îmi plac foarte mult, dar eu îl aleg pe acesta. Chiar l-am purtat ieri pe EDP, Chloé Nomad Apa de Parfum, și mi-a plăcut foarte mult. Îmi dă o stare super, super bună, mi se pare foarte potrivit primăvara și vara. Ambele sunt potrivite în perioada asta. Dar am ales Chloé Nomad Eau de Parfum, Eau de Toilette, pentru că este un pic mai fructat și mai
ușurel și mai luminos decât apa de parfum. Este foarte frumos acesta. Trecem mai departe la Burberry. De la Burberry am testat și am avut în colecție și am încă multe parfumuri. Weekend, Burberry Her, nici nu mai știu. În fine, am testat mai multe parfumuri, dar preferatul meu rămâne Burberry Goddess. Este cea mai nouă lansare de la Burberry și îmi place parfumul acesta pentru că este și proaspăt și dulce, liniștitor, cu mai multe tipuri de vanilie, cu cacao, dar în același timp este și un parfum proaspăt, are acea lavandă liniștitoare, este un parfum cozy, dulce și plăcut. Și să știți că perioada mea preferată pentru a purta Burberry Goddess este aceasta, când răsare soarele, pentru că mi se pare că soarele îl încălzește pe haine, pe piele și emană un miros atât de plăcut și proiectează atât de bine. L-am purtat și în perioada rece, mie mi se pare destul de versatil, bine, acum nu, e un parfum vanilat, adică nu îl purtăm când este caniculă, vara și așa mai departe, dar pentru primăvară mi se pare foarte potrivit, îmi place foarte mult parfumul acesta, mie nu mi se pare un parfum banal, dimpotrivă, mi se pare că este foarte bine echilibrat. Îmi place, ce să mai zic, este preferatul meu de la Burberry. Trecem mai departe la un parfum care m-a dat pe spate și care a rămas preferatul meu, chiar dacă mi-am cumpărat și varianta parfum sau varianta ceva mai intensă și mai siropoasă. Label, originalul, rămâne favoritul meu. Este un parfum fructat, dulce. Doamne, cât de bine miroase! Cât de bine miroase! Este super parfumul. Este fructat, este intoxicant, este dulce. V-am mai zis că eu în parfumul acesta simt și niște vată de zahăr. Da. Niște fructe roșii. Iar o să-mi zică cineva că eu simt total diferit de ce simt alții și eu simt total invers decât sunt notele. Am primit un comentariu de genul acesta și ușor, ușor a început să vină și hate-ul la mine pe canal. Dar să știți că asta pentru că probabil că mai multă lume a văzut videoclipurile mele și nu, na, n-am decât să mă bucur, n-am ce să fac altceva. Comentariile de genul acesta, să știți că au venit destul de rar și le-am răspuns, dar am decis că nu o să mai răspund la niciun comentariu negativ, îl șterg pur și simplu și papa la revedere, mai dau și bloc. Asta este. Asta pentru că fac diferența între un comentariu care mă ajută să îmbunătățesc chestii aici la mine pe canal, fie că ține de descriere, fie că ține de fundal, de ce pot să îmbunătățesc, și comentarii care mă ceartă. Iar eu chiar nu consider că am vreo obligație față de cineva sau trebuie să mă simt prost că simt eu parfumurile într-un anumit fel. Nu am, cum să zic, nici măcar nu am nimic de câștigat încât să descriu ca și alții. Majoritatea, am primit un comentariu în care îmi spunea că majoritatea spun într-un fel, tu spui total diferit. Ei, asta simt eu și nu trebuie să mă simt vinovată că eu simt altfel un parfum. Eu vă spun exact cum pot să vi le descriu în stilul meu, ăsta este și nu am ce să fac, și cum le percep. În rest, nu contează altceva, că eram la un moment dat certată, că vezi, Doamne, nu mai zice că faci din plăcere treaba asta pentru că am primit reclamă, înseamnă că te plătește YouTube. Normal, aș putea să spun că este o muncă pe care o fac și odată ce orice muncă ai face din pasiune, nu se mai numește muncă,
fac cu plăcere ceea ce fac și dacă pot să câștig ceva din asta, cu atât mai bine. Nu fac altceva cu banii decât să cumpăr chestii care mă ajută să filmez. După cum ați observat, întotdeauna încerc să modific câte ceva și să arate totul bine. Încerc să aduc chestii noi la mine pe canal și, ce să zic, parfumuri și aparatură. Cam pe asta se duc. Dar dacă ar fi să-mi cumpăr un parfum din banii pe care îi primesc de la YouTube, mi-aș lua unul la 4 luni. La 3 luni, la 4 luni, la 5 luni, depinde cât aș da pe parfum, iar voi vedeți haul-uri la mine, poate și 3 pe lună. Deci, na, în fine, nu am, nu e vorba că vreau să dau explicații, pentru că nu vreau să fac asta, doar vă spun niște chestii pentru că vreau să le împărtășesc cu voi, atât. Label este preferatul meu de la Jean Pogotier. Îmi place foarte mult și clasic. Este un parfum frumos, este un parfum matur, dar acesta m-a cucerit pe mine și îmi place mult de tot. Trecem mai departe la Guerlain și aici nu m-am putut abține, sincer. Nu m-am putut abține pentru că sunt parfumuri pe categorii, sunt mai multe game la Guerlain. Și n-am putut să aleg, așa că vin cu recomandări mai multe, nu cred că vă deranjează. Vreau să vă recomand un parfum pentru perioada asta, pentru perioada caldă, pentru perioada de tranziție, primăvară-vară. Și este vorba despre Pera Granita, este Aqua Alegoria Pera Granita. Mie îmi miroase acest parfum a Fanta de pere. Știu că era la un moment dat, sau... Oare a fost Fanta de pere sau era un Fruity Fresh de pere? Nu mai știu. Miroase a suc de pere. Este un parfum cu citrice, este proaspăt. Vai cât de bine miroase parfumul acesta, îl ador. Îmi mai place și Flora Bloom, cred că așa. Cel mai nou dintre alegorii este Flora Bloom și este ceva mai tropical. Este și el proaspăt, un pic floral, cu cocos. E fresh și plăcut și tropical acela. Eu îl am în colecție pe Pera Granita și acesta îmi dă o stare bună. E un parfum vesel, este proaspăt, este și dulce. Este o pară dulce, suculentă, dar mie așa miroase. A nectar de pere sau a suc de pere? Nu știu, era un suc de pere din ăsta acidulat și mă duce cu gândul exact acolo. Deci, dintre alegorii, aș putea să spun că Pera Granita este superb și că este preferatul meu din ce am eu în colecție. Oricum, Flora Bloom nu a fost un parfum pe care l-am purtat cum se cuvine, să văd cum se dezvoltă, să văd cum este și ce stare îmi dă când îl port. Așa că rămân la Pera Granita. Mi-a mai plăcut și Orange Soleil din ce am testat, dar... Asta am eu în colecție, acesta este preferatul din colecția mea. Am mai testat și altele, mai am și altele în colecție, am și Mandarin Basilic, care îmi place foarte mult vara. Mai am ceva. Bergamot Calabria, la fel, este un parfum care îmi place foarte mult vara. Dar Pera Granita mi se pare mai versatil. E potrivit și vara, e potrivit și primăvara. Și oricând ai chef de un suc de pere. E foarte frumos. Acum, tot de la Guerlain, dintr-o gamă din asta, mai de lux, mai scumpă, mai minunată, este Gourmand Coquin. Am aici un decant și este parfumul meu preferat cu ciocolată. Ceva superb, îmi place foarte mult parfumul acesta. Mi se pare că miroase un pic și a vată de zahăr. Este gurmand, este plăcut, rămâne totuși, chiar dacă este un parfum cu ciocolată, rămâne parfum. Nu se duce în zona aceea mâncabilă, miroase bine, miroase divin. Este un parfum pe care îl iubesc, dacă aveți ocazia să-l testați, testați-l, pentru că este, din punctul meu de vedere, din tot ce am testat până acum, cel mai frumos parfum cu ciocolată. Și nu aveam cum să nu vin cu o recomandare florală de la Casa Guerlain.
Insolans mi se pare un parfum de avut în colecție, un parfum foarte potrivit și primăvara și oricând ai chef să-l porți. Pe mine mă duce cu gând, de fapt l-am pus mereu în categoria aia de parfum de mamă, mi se pare așa că miroase ca un ca o îmbrățișare, un parfum pudrat, un parfum floral, dulce. Mie mi se foarte mult în evidență violeta în parfumul acesta. Vai, cât de frumos e. Are acolo și niște pombonele din alea pe care le mâncam când eram mici, din acelea colorate. Trebuie să-l port neapărat în perioada asta, pentru că am uitat chiar cât este de frumos. Miroase foarte bine. Da, Insolans mie mi se pare unic, deosebit și minunat. Știți că am și varianta veche în colecție, dar totuși eu o să-l port pe acesta și mi se pare chiar potrivit de purtat primăvara. Trecem mai departe la Mugler. De la Mugler mi-e plac foarte multe parfumuri și mi-a fost greu să aleg. De fapt îmi plac toate, îmi place Angel Nova, îmi place Aura, îmi place Aura Eau de Parfum, Eau de Toilette. Mi-a fost foarte greu să aleg. Alien. Da, am ales. Am ales Aura Sensuel pentru că mi se pare că mă reprezintă cel mai bine parfumul acesta, chiar dacă îmi plac mai multe de la această casă. Avem gardenie, frunză de scorțișoară, note verzi, moscalb și santal. Mi se pare perfect pentru primăvară parfumul acesta. Este un parfum floral cu note verzi, dar și dulce, totodată un pic spicy. Mi se pare că este un parfum de zână. Da, chiar așa. Îmi place, îmi place și acesta rămâne preferatul meu momentan. Cine știe, poate o să mai încerc și altele. Iar pentru perioada rece am ales un parfum care din păcate nu se mai găsește și este vorba despre Essence Absolue, Alien Essence Absolue. Dintre toate parfumurile, Alien, acesta este preferatul meu pentru că are izul acela, are iasomia aceea pe care nu ai cum să o confunzi. Dar pe lângă asta are multă vanilie, o vanilie caldă, este un parfum puternic. Mi se pare că este mai multă vanilie decât... de fapt nu, este o combinație dintre iasomia Alien, pe care o știm cu toții, și multă vanilie. Da, este un parfum pentru perioada rece, are culoarea asta, parcă este un coniac și este foarte frumos. Deci nu aveam cum să nu îl aleg și pe acesta. De la Paco Rabanne am multe parfumuri în colecție. Am și testat mai multe parfumuri decât am în colecție. Și chiar vreau să vă arăt parfumul preferat pentru că este potrivit pentru perioada următoare. Deși v-am mai zis eu și altă dată că mi se pare un parfum cameleonic, pe care îl simt altfel în perioada rece. De data aceasta nu l-am mai purtat iarna, dar este vorba despre Olympia Intense. Nu știu ce s-a întâmplat cu parfumul acesta pentru că nu se mai găsește, vedeți aici cerculețul de la Ring Light, pentru că în continuare am nevoie de Ring Light, chiar dacă aș avea o lumină naturală bună. M-am mutat cu biroul și m-am mutat rău, ca să zic așa, nu am lumină naturală, asta este. De fapt, este lumină naturală, dar am o perdea care acoperă partea asta și pentru că draperiile sunt crem, nu știu, rămâne așa o lumină caldă și nu-mi place cum se vede pe cameră, deci de aceea prefer să folosesc ring light-ul, dar nu cred eu că vă deranjează chiar așa de tare.
Olympia Intense este un parfum vanilat, ambrat, sexy, sărat. Are și un iz floral. Avem floare de portocal în acest parfum și floare de grapefruit. Acesta este preferatul meu, deși îmi place foarte mult și Olympia. Deci, dacă nu o să mai găsesc pe viitor parfumul acesta, o să-l înlocuiesc cu Olympia, pentru că mie îmi place și acela și îmi dă același vibe. Doar că acesta este și mai intens și mai dulce. Mi se pare așa foarte potrivit în seriile de vară, primăvara, oricând. Dar, bine, nu în seriile alea de vară în care curg apele pe tine. Seriile ceva mai răcoroase. Mi se pare un parfum sexy și foarte, foarte frumos. Trecem la Moschino. Pentru perioada următoare vă recomand cu mare, mare drag Moschino Toy 2. Este un parfum cu o deschidere de măr verde. Îmi place atât de mult mirosul acestui parfum. Eu v-am mai zis că este parfumul fetiței mele și evit să-l folosesc, deși simt nevoia să-l folosesc pentru că îmi place foarte mult. Avem măr, mandarină și magnolie în deschidere, în mijloc avem coacăze albe, bujor și iasomie, iar în bază mosc, lemn de santal și lemn ambrat. Este un fructat vesel, delicios. Are și el un o aromă așa de bubblegum, dar nu ca și cel roz, este mai fresh. E foarte frumos, este un parfum vesel, așa de purtat de zi cu zi, primăvara și vara. Poate că vi se pare așa că arată de copii mici, că este sticla asta ursuleț. Să știți că nu mi se pare purtat, mi se pare foarte ok, mie îmi place chiar și sticla, îmi place și cea roz. Adică parfumurile nu au vârstă, putem să purtăm orice, oricând. Cred că o să-mi iau și o sticlă la un moment dat, să o am în colecție, pentru că nu vreau să-i folosesc parfumul Iuliei. Este unul dintre preferatele ei, de fapt îi plac foarte mult acestea două și pentru că au sticlele astea în formă de ursuleț. Dar da, vi-l recomand pentru perioada caldă. Vreți un parfum vesel, un parfum de purtat de zi cu zi, este foarte, foarte frumos. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este un parfum de la Elisab. Este preferatul meu de la Elisab, este chiar originalul Girl of Now. Am testat și altele, nu știu, Girl of Now Shine. Am mai testat și altele, îmi plac și acelea, nu zic nu. Chiar vreau să-mi mai iau și altele. Pe acesta cu siguranță o să mi-l recumpăr când îl termin. Dar mă înnebunește aroma de fistic din parfumul acesta și am observat că îmi place foarte, foarte mult primăvara. Este mic de lat, dar este dulce, pudrat, nu este deranjant. Chiar dacă este un parfum dulce, nu este deranjant, mi se pare potrivit primăvara, pentru că el este foarte dulce în deschidere, apoi se așează, devine pudrat, devine așa super cozy, foarte plăcut, avem și floare de portocal în el și magnolie. Apropo, au trecut magnoliile și n-am apucat să fac măcar o poză. Da, este un parfum cremos, este dulce, este delicios și este foarte frumos și unde mai pui că nu are un preț foarte mare. Da, cam acestea au fost parfumurile despre care am vrut să vorbim astăzi. O să mai fac clipul acesta și cu alte case, pentru că eu a trebuit să fac o selecție și să nu le aduc astăzi pe toate. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să lăsați un like, să-mi lăsați un comentariu dacă simțiți nevoia, dacă nu lăsați-mi o inimioară sau ce vreți voi, un emoticon. Și mă găsiți și pe Instagram, acolo unde postez zilnic clipuri scurte sau poze, parfumul zilei. Și noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat, să aveți o zi minunată. Pa, pa!